În sesiunile trecute, ne-am uitat la câteva principii fundamentale pe care am încercat să le extragem din primele capitole ale Bibliei. Biblia este singura carte din întreaga lume ce e scrisă de Atotputernicul Dumnezeu prin om. Mulți creștini pretind că cred aceasta. Dar dacă cu adevărat ar crede, ar studia-o, ar încerca să înțeleagă ce spune Dumnezeu prin ea? Este nepotrivit pentru un creștin să spună că există o singură carte în întreaga lume inspirată de Dumnezeu și să nu petreacă apoi timp să încerce să o înțeleagă sau să o studieze. Dumnezeu a scris scripturile într-un mod special. Nu-i scrisă ca oricare altă carte. Biblia spune în Proverbe 25 cu 2 că slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Deci slava lui Dumnezeu stă ascunsă în numeroase adevăruri, revelații divine de pe paginile Scripturii. Și dacă ești un rege, un împărat în Hristos, să le cauți și să le găsești este slava ta. Sunt anumite adevăruri ce le poți găsi la suprafața Bibliei, așa cum sunt anumite lucruri ce le poți găsi la suprafața pământului. Dar cele mai valoroase lucruri de pe pământ nu se găsesc la suprafață. Ele se găsesc la adâncimi mari, cum este aur, diamante, etc. La fel este cu scriptura. Omul trebuie să sape 3000 de metri în pământ ca să scoată unele din acele comori. Dacă oamenii sunt gata să suporte mari sacrificii ca să poată scoate diamante și aur de acolo, de ce creștinii nu sunt mai dornici să sape în Cuvântul lui Dumnezeu pentru ca să afle ce a ascuns Dumnezeu în el? Aceasta este pentru că este o inconsecvență în viața lor. Ei spun. Cred că este cuvântul lui Dumnezeu, dar nu îl tratează ca atare. Nu este suficient să studiem această carte ca și o carte de istorie sau chimie. Pentru înțelegerea acestei cărți, Biblia, ce avem nevoie este nu de o minte pricepută, ci de o inimă curată. De aceea a spus Isus în Matei 11, cu 25, Îți mulțumesc, tată, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Este vreo carte în lume pe care numai pruncii să o înțeleagă? Iar oamenii pricepuți nu o pot înțelege? Numai una. Și aceasta este Biblia. Ce au pruncii, ceea ce cei înțelepți și pricepuți nu au. O inimă curată. Oamenii inteligenți au un nivel de inteligență sau IQ ridicat, dar inima nu le este curată. Deci în acele cuvinte ale lui Isus descoperim că descoperirea lui Dumnezeu este dată celor ce au inima curată. Starea inimii tale este mult mai importantă decât starea capului tău atunci când te apropii de scripturi. Deci, până acum am încercat să ne uităm în profunzime la unele pasaje din scriptură pentru a încerca să aflăm care a fost scopul lui Dumnezeu pentru om, cum ne poartă el de grijă de toate nevoile noastre, tacticile lui Satan prin care încearcă să înșele omul, căderea omului, cum a început să-și acuze soția, pentru că atunci când părtășia sa cu Dumnezeu s-a rupt, s-a rupt și părtășia cu omul. Aș vrea să privim astăzi un pic mai mult în Geneza, capitolul 3 și capitolul 4 și să observăm ceva foarte important. Aici, în Geneza, capitolul 3, citim că atunci când Dumnezeu a venit la om și l-a întâlnit, l-a întrebat despre păcatul lui, iar Adam nu și-a mărturisit păcatul, ci doar cumva indirect acuzându-și soția, iar soția șarpele. Și găsim aici cuvântul blestem ce apare de două ori. Pedeapsa lui Dumnezeu a fost un blestem, dar blestemul n-a fost peste Adam și Eva. Atunci când Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu nu i-a blestemat. El a vorbit șarpelui, și șarpele acela a fost posedat de diavol. El a blestemat diavolul acolo, și șarpele în care a intrat diavolul. În Geneza, capitolul 3, versetul 14, spune: Blestemat ești tu între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. Al doilea blestem a fost asupra pământului în versetul 17. Este foarte interesant. Domnul i-a spus lui Adam, ai ascultat de vocea soției, lucru care a fost rău, pentru că Dumnezeu l-a făcut pe Adam capul soției sale. Și în loc să fie capul soției sale și să o încurajeze să asculte de Dumnezeu, el a acceptat ca soția lui, care sta lângă el, să asculte de diavol și apoi el să asculte de ea. Un soț are responsabilitate ca și cap al casei lui Numit fiind de Dumnezeu, ca să-l reprezinte în casă, pentru a fi sigur că diavolul nu preia conducerea în acea casă. Nu ar trebui să permiți copiilor tăi sau soției tale să lase ca diavolul să conducă casa. Dacă ești cap al casei tale, Dumnezeu se așteaptă ca să-ți îndeplinești responsabilitatea ta divină și să fie sigur că este un reprezentant al lui Dumnezeu în casa ta, unde diavolul să nu aibă niciun loc. Deci, i-a spus lui Adam, pentru că ai ascultat de vocea soției tale și pentru că ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci. Dacă ne uităm strict la această afirmație, ne-am gândit că Dumnezeu l-ar fi pedepsit, spunându-i, ești blestemat pentru asta. Dar n-a spus așa. El nu a blestemat femeia, nu a blestemat bărbatul, ci a spus, blestemat este pământul. Deci vedem că diavolul a fost blestemat, pământul a fost blestemat, dar omul n-a fost blestemat. Omului i s-a spus că vei lucra din greu de acum încolo, cu transpirație. Spini și pălămidă vor ieși din pământ. Animalele vor deveni sălbatice, nu le va fi ușor să-și procure pâinea, soția lui va avea dureri la naștere. Aceasta citim în versetul 16. Așadar, vedem nu numai că Dumnezeu nu l-a blestemat, ci vedem ceva mai mult că Dumnezeu le-a dat o promisiune și anume a asigurat soluția pentru greșeala lui Adam. Este un lucru minunat ce vedem aici despre Dumnezeu și este foarte, foarte important pentru noi să înțelegem ceva aici din caracterul lui Dumnezeu. Diavolul vine să ne condamne, să ne descurajeze, să ne facă să ne simțim fără de folos, nenorocit, bun de nimic, pe când Dumnezeu nu ne vorbește niciodată în felul acesta. Dacă auzi o voce în inima ta spunându-ți: "Nu ești de niciun folos, nu ești bun de nimic, nu vei fi în stare să faci nimic în viața ta, speranța ți s-a dus, ai ajuns fără nădejde", atunci poți fi 100% sigur că aceasta nu este vocea lui Dumnezeu, ci este vocea diavolului. Diavolul este totdeauna interesat să te descurajeze, să te mustre, să dea vina pe tine și foarte des să te constrângă să acționezi. Dumnezeu nu este așa. Tu poți să distingi astfel vocea lui Dumnezeu. El nu condamnă, el convinge. Este o diferență între convingere și condamnare. Dumnezeu n-a venit la Adam spunându-i, ești inutil, ești bun de nimic. Nu. El i-a vorbit clar care a fost păcatul lui. Ai ascultat de vocea soției tale. Ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci. Și asta nu este tot. Eu am asigurat soluția pentru această problemă, a spus domnul. Este ca și cum fiul tău a făcut aritmetică și n-a știut cum să rezolve o anumită problemă. Ce ai face tu ca un tată bun? Dacă ești un tată rău, te vei îndrepta spre fiul tău și vei spune: Ești bun de nimic, ești inutil. Niciodată nu va ieși vreun lucru bun din tine. Și îl faci apoi în tot felul. Dar dacă ești un tată bun, nu vei ignora greșeala lui, spunând, e ok, nu contează. Nu. Vei spune, fiule, ai făcut o greșeală și îți voi arăta exact unde este greșeala. Aici ai greșit. Și uite, așa trebuie să faci. Așa trebuie să corectezi problema. Acesta este felul cum te deosebește în a fi un tată bun sau unul rău. Și așa se deosebește vocea lui Dumnezeu și vocea diavolului. Vocea diavolului este totdeauna condamnatoare, acuzatoare, care dă vina pe noi și care spune că nu va ieși niciodată ceva bun din noi. Când Dumnezeu a venit la Adam, i-a spus ce a făcut rău și apoi i-a spus șarpelui că într-o zi capul lui va fi zdrobit de sămânța care va ieși din femeie, referindu-se aici la Hristos. Versetul 15. Deci este important să vedem că Dumnezeu vorbește despre soluție înainte de a vorbi femeii și bărbatului de păcatul lor. Căci altfel ei ar fi fost descurajați. Este minunat să vedem aceasta. Că soluția este menționată în versetul 15 și mai apoi Dumnezeu vorbește femeii convingându-o și spunându-i cum urmează să fie pedepsită pentru păcatul ei. Și apoi îi vorbește bărbatului cum va fi el pedepsit pentru păcatul lui. Este foarte interesant să observăm felul cum lucrează Dumnezeu. El nu ne ceartă, nu ne descurajează și este un exemplu minunat pentru tați. E ca și cum Dumnezeu vine și spune, Adam și Eva, am asigurat deja soluția pentru această problemă. Fiul meu va veni și va zdrobi capul acestui diavol. Dar trebuie să vorbesc cu voi doi. Aceasta ați făcut greșit și pentru aceasta veți fi pedepsiți. Aceasta este ceea ce ai făcut greșit, Adame, și în felul acesta vei fi pedepsit. Dar nici unul din ei, cum am spus, nu a fost blestemat. Când mergem la următorul capitol, îl găsim pe Cain, primul copil născut lui Adam și Eva. El a fost blestemat. Citim aceasta în Geneza, capitolul 4. Domnul vorbește lui Cain și îi spune în versetul 11, Acum tu ești blestemat. Observați diferența? De ce nu a spus aceste cuvinte lui Adam și Evei? De ce le-a spus lui Cain? Care a fost păcatul lui Cain de a fost mai rău decât păcatul pe care l-a comis Adam și Eva? A fost rău, pentru că, vedeți contrastul, Dumnezeu a blestemat pământul și șarpele, dar în celălalt caz a blestemat persoana însăși. Este foarte important să vedem păcatul din Geneza 3 și păcatul din Geneza 4. Să numim păcatul din Geneza 3 și păcatul din Geneza 4. Care e marea diferență dintre ele? Pentru că în această diferență putem învăța ceva pentru noi înșine. Noi încercăm să înțelegem principiile lui Dumnezeu. De ce vorbim așa de mult despre păcat? Deoarece toate problemele ce au venit în lume sunt datorită păcatului. De exemplu, sunt mulți oameni care predică astăzi despre prosperitate, prosperitate materială și financiară. Ei spun că un om sărac de aceasta are nevoie în primul rând, promițând că Dumnezeu îi va face prosperi. Apoi sunt oameni care predică despre vindecarea fizică. Ei spun că primul lucru de care are nevoie un om bolnav este vindecarea. Dar știți care este cauza tuturor acestor probleme financiare și a bolilor? este în cele din urmă, la rădăcină. Este păcatul. Dacă pur și simplu tai fructul și nu tratezi rădăcina, n-ai rezolvat problema. Poate ai rezolvat două probleme, sănătatea și sărăcia, dar acolo sunt 101 alte probleme ce vin din acea rădăcina păcatului. Astfel, Biblia nu începe să ne spună cum boala și sărăcia au venit în lume, ci cum păcatul a intrat în lume. Acestea sunt în primele capitole din Vechiul Testament. Iar în primul capitol din Noul Testament, găsim soluția în prima promisiune din Noul Testament. Îngerul îi spune lui Iosif în Matei 1 cu 21, îl vei numi Iisus, deoarece El va salva sau va mântui oamenii de păcatele lor. Deci, ce înseamnă cuvântul Iisus? Unul care va veni să ne mântuiască de păcatele noastre. Nu de sărăcie și boli, în primul rând, ci vine să trateze rădăcina. Așa cum a spus Ioan Botezătorul Matei 3. Securea a fost înfiptă la rădăcină. Iisus n-a venit cu o foarfecă pentru a tăia problemele sărăciei și a bolilor. Nu. El a venit cu o secure pentru a trata rădăcina problemei, care este acolo jos. Și acesta este păcatul. De aceea e nevoie să vedem originea păcatului, pentru că din această rădăcină au venit toate problemele omenirii. Toate luptele, certurile, divorțurile, războaiele, foametea, cutremurile de pământ și toate lucrurile mizerabile la care puteți să vă gândiți de pe acest pământ. Care este rădăcina? Păcatul omului. Dacă aceasta nu este tratată în viața ta, poți să ai o soluție temporară pentru o problemă anume. Este adevărat că Dumnezeu ne-a binecuvântat fizic și material. Toate sunt adevărate, dar dacă tratezi doar aceste lucruri și nu ai tratat rădăcina, nu s-a rezolvat problema ta de bază. Și poți să fii binecuvântat în celelalte feluri și apoi să fii separat pentru totdeauna de Dumnezeu în iad. Poți fi binecuvântat cu prosperitate, poți fi binecuvântat cu sănătate și totuși să mergi în iad. Dar dacă ești mântuit de păcat, nu vei putea să mergi niciodată în iad, chiar dacă ești sărac și chiar dacă ești bolnav. Elisei a fost bolnav și a murit bolnav. El a fost bolnav, citim în 2 împărați 13, marele profet, dar a mers în cer, deoarece s-a luptat cu păcatul în viața lui și a biruit. Deci, vedem aici două tipuri de păcate, în Geneza 3 și Geneza 4. E nevoie să înțelegem diferența dintre acestea două și să putem vedea de ce unul este mai serios decât celălalt. Diferența este aceasta. Când Eva a păcătuit, s-a rănit pe ea însăși. Și ea a murit. Adică contactul ei cu Dumnezeu s-a terminat. Trupul ei a început să decadă, Duhul a murit și sufletul a devenit întuneric. Când Adam a păcătuit, și el a păcătuit împotriva sa însuși. Duhul a murit, mintea a devenit întunecată și trupul său a început să decadă. Contactul cu Dumnezeu s-a rupt. Acesta este tipul de păcat din geneza 3. Păcate care te rănesc pe tine însuți. De exemplu, te îmbați, sau iei droguri, sau fumezi, sau te uiți la filme pornografice. Tu îți faci rău ție însuți. Cu adevărat, în ceea ce faci, nu rănești pe altcineva. Ca rezultat al acelei fapte, poți să mergi și să rănești pe alții. Asta e altceva. Dar cu acea faptă îți face rău, în primul rând, ție însuți. Dar sunt și alte păcate, și acest tip îl găsim în Geneza 4: când rănești pe altcineva. Cain a fost gelos pe fratele lui Abel și a făcut ceva ce l-a rănit pe el. Acestea sunt cele două tipuri de păcate. Dați-mi voie să clarific încă o dată. Geneza 3: când îți faci rău ție însuți, Geneza 4: când faci rău altor oameni. Spuneți că Cain a fost mânios pe Abel. Dumnezeu a încercat să-l avertizeze, spunându-i, fii atent, căci păcatul pândește la ușă, la ușa inimii tale. Geneza 4, 7, Dar tu trebuie să-l stăpânești. Observați că chiar de la începutul Bibliei, când omul a păcătuit, în Geneza 3, următoarele cuvinte din Geneza 4 ale lui Dumnezeu sunt, trebuie să stăpânești păcatul. În Noul Testament, în Romani 6 cu 14, spune Păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, deoarece nu sunteți sub lege, ci sub har. Aceasta a fost dorința lui Dumnezeu descrisă aici în Geneza 4 cu 7. Știi care este dorința lui Dumnezeu pentru tine, prietene? Ca tu să stăpânești păcatul, să îl învingi. Acesta nu este un mesaj din Noul Testament, ci din Geneza 4 cu 7. Trebuie să stăpânești păcatul. Păcatul pândește la ușă, așteptând să te posede. Așa ca un tigru ce stă afară la ușă. Dar tu trebuie să-l stăpânești, să-l oprești. Desigur căci sub vechiul legământ ei nu puteau să-l stăpânească, deoarece Duhul Sfânt n-a venit să locuiască în om. Este imposibil să stăpânești păcatul până nu vine Duhul Sfânt să locuiască în om. Și aceasta s-a întâmplat în ziua 50.000, când a venit harul prin Isus Hristos, ce ne-a făcut în stare să biruim și, de asemenea, dorința să biruiești, cum a spus Dumnezeu în Geneza 4,7. Dar Cain n-a ascultat. N-a făcut așa cum i-a spus Domnul, ci s-a mâniat. Mânia a fost văzută pe fața lui. Inima omului este invizibilă, dar mânia este vizibilă pe fața lui. Prima întrebare care a pus-o Domnului Cain a fost, de ce ești mânios, Cain? De ce ți s-a posomorât fața? De ce este fața ta întunecoasă? Și de ce nu este luminoasă? Dacă inima ți-e curată, fața va fi luminoasă. Dar s-a întâmplat ceva. Tu ai o atitudine greșită față de fratele tău. Domnul a scos lucrul acesta la iveală și i-a spus, fii atent, deoarece dacă nu veghezi asupra acestui lucru, te va duce din rău în mai rău. Este deja un rău, Cain, în inima ta. Atitudinea față de Abel. Eu văd ceva acolo, dar va deveni mai rău dacă nu tratezi problema, căci păcatul vrea să te stăpânească. Cain n-a ascultat și a mers de la omorât pe Abel. Și Domnul l-a întrebat din nou mai târziu, unde este fratele tău? El a spus, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și astfel el a spus o minciună lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus, glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Când face rău cuiva, acea rană strigă la Dumnezeu. Acum, noi știm că sângele nu este în stare să vorbească când se varsă pe pământ. Sângele nu poate vorbi, într-o limbă pe care omul să o audă. Dar sângele poate vorbi într-o limbă pe care Dumnezeu o poate auzi. Aceasta citim aici în Geneza 4:10. Dumnezeu a zis: Ce-ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Când Cain l-a omorât pe Abel și tot sângele se vărsa pe pământ, acel sânge striga la Dumnezeu, spunând: Doamne, răzbună-mă, sunt un om nevinovat. Sunt un om neprihănit și acest om a venit și m-a lovit. Nu i-am făcut niciodată vreun rău, iar el a venit și m-a lovit. Știi că atunci când rănești pe cineva, că vezi sânge sau nu, atunci când rănești pe cineva și îl jicnești într-un fel, acea rană sau rănire strigă la Dumnezeu. Omul poate fi un om foarte îndurător și să spună că n-am nimic împotriva ta, te iert. Dar el poate să ierte doar orizontal. El nu poate ierta pe dimensiunea verticală a păcatului tău. Când faci rău cuiva, sunt două dimensiuni ale păcatului. Una este pe verticală, când păcatul este împotriva tot puternicului Dumnezeu, și orice păcat este împotriva lui Dumnezeu, dar de asemenea, tu ai păcătuit împotriva fratelui tău. Când Adam a păcătuit, a fost numai o dimensiune verticală. A păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Eva a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, dar păcatul lui Cain a fost pe verticală și pe orizontală. Omul care te-a rănit poate să-ți ceară iertare pentru rana făcută, dar tu poți ierta doar pe orizontală. Pe verticală, el trebuie să rezolve problema printr-o pocăință personală. Când Isus a murit pe cruce, el a iertat pe orizontală pe ceea ce l-au crucificat, spunând, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Dar ei încă trebuie să răspundă lui Dumnezeu pe relația verticală într-o zi vor fi trași la răspundere stând înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce au făcut lui Hristos, deoarece nu s-au pocăit. Așadar, vedem aici că Dumnezeu i-a spus lui Cain, ești blestemat. Este cu mult mai serios faptul când comiți un păcat rănind pe cineva într-un fel. Lasă-mă să te întreb ceva. Dacă cunoști un frate creștin care l-ai văzut biat sau să ia droguri, nu te-ar șoca mai mult decât un frate care mușcă pe la spate pe altcineva? spunând o relatare rea despre cineva, vorbind în general, am întâlnit printre creștini unii care erau mai oripilați dacă auzeau pe un frate că consumă droguri decât pe un frate care vorbește de rău pe alt frate pe la spate. Deoarece, oricum, cei mai mulți creștini fac asta. Dar care este păcatul din Geneza 3 și care este păcatul din Geneza 4? Dacă iei droguri, îți faci ție rău. Este un păcat, fără îndoială, dar este tipul de păcat din geneza 3, când te rănești doar pe tine. Dar când vorbești de rău pe altcineva, tu rănești o altă persoană. Îi furi reputația lui. Îi faci rău exact cum i-a făcut Cain lui Abel. Acesta este cu mult mai serios. Dar fiindcă oamenii nu studiază Biblia. Ei nu cred că bârfa, a mușcat pe la spate și vorbirea de rău este un păcat. Ei nu cred că acuzarea este un păcat. Ei nu cred că a da în judecată pe oameni este un păcat. Ei nu cred că oricine rănește pe altă persoană este un păcat. Creștinii sunt extraordinar de vinovați prin comiterea păcatului prin care rănesc pe alții. Eu vreau să spun că un om drogat este de o sută de ori mai bun ca tine care bârfești și vorbești de rău pe alții. Știai lucrul acesta? este un blestem peste cei ce rănesc pe alții. Și acesta este motivul pentru care mulți creștini nu cresc spiritual. Ei au păcătuit împotriva cuiva și continuă să facă asta. Ei cred că omorul, adulterul, acestea sunt păcate împotriva altora. Acestea sunt serioase pentru că sunt exterioare, dar mulți creștini nu cred că vorbirea de rău rănește alți oameni în același fel. Acesta este un lucru foarte serios. Așadar, să încercăm să înțelegem seriozitatea păcatelor care rănesc pe alți oameni. Care este rezultatul? Cain a fost blestemat și a devenit un pribiag. Domnul i-a spus în versetul 12: Vei fi un pribiag, o persoană singură. ceea ce trăiesc în păcat sunt într-o singurătate spirituală în viața lor. Sunt singuri, pentru că Dumnezeu nu este cu ei, oamenii evlavioși nu sunt cu ei, poate au prieteni de același tip, așa cum sunt bande de ucigași care sunt prieteni între ei. Deci, va fi o singurătate, în sensul că Dumnezeu nu este cu ei, iar oamenii evlavioși nu sunt cu ei. Și observăm în scriptură că consecințele nu se opresc aici, ci vedem că și copiii lui Cain au greșit lui Dumnezeu. Exact cum Cain a devenit un ucigaș și unul din urmașii lui a devenit un ucigaș. Și astfel au alunecat departe de Dumnezeu. Așadar, sunt consecințe extraordinare când blestemul lui Dumnezeu. Vine peste o persoană. Așadar, să ținem minte lucrul acesta. Păcatele care ne rănesc pe noi înșine sunt serioase, dar nu așa serioase ca păcatele prin care facem rău altor oameni. Isus a venit să ne elibereze de amândouă. Să căutăm eliberarea de amândouă. Dumnezeu să vă binecuvinteze.